Vezi linia asta? Da. Asta trebuie să o urmărim. Și atunci ușor așa. Vezi? Ca și cum fierestră. Dă-i. Cu amândouă mânuțele. O să apeși mai tare un pic. Așa. În 2 minute am învățat. Are talent. E și meritul profesorului. Ăla-i căluțul lui Adrian. El făcuse pentru mine. Lucra la el pe ascuns. Da, eu știam. El credea că nu știu, eu știam. Trebuia să mi-l dea de ziua mea. Și n-a apucat? Da. Asta... Dacă te ții de treabă, într-o zi, trusa asta, va fi a ta. Dacă înveți fiecare obiect de aici și îl stăpânești, ai să poți să faci tot ce vrei. Și o să putem face și un planor? Dacă te ții de treabă și înveți, o să facem și un planor. Da, atunci o să vin. Așa se face. Trusa asta, i-am făcut-o cadou lui Adrian când era de vârsta lui Matei. Doamne, ce înseamnă destinul. Cred că și Adrian ar fi lăsat o moștenire copiilor lui. Crezi că am făcut bine că i-am dat-o? Cu siguranță ați făcut bine. Cred că și Adrian ar fi făcut la fel. Da, cred că da. Talent. Credeți că e prea târziu să învăț să... Nu e prea târziu deloc. Pentru un învățăcel nu există vârstă. Ia, vină cu. Hai să te testăm. Ia, să vedem. Ia, vină cu. Vină cu, să vedem. Ia, ieși mirgherul ăla și să încercăm să nivelăm. Și ne vedezim aici. Nu, nu așa. Da, cum? Arată-i tu, Matei, arată-i. Uite de la mine. Lasă-l și pe el, lasă-l și pe el. Ia să vedem. Așa? Hai că nu-i mare filozofie. Uite. Când a murit Adrian, ne-au trimis câteva lucrușoare. Inelul ăsta este moștenire de familie. Și l-am dat lui Adrian ca să ți-l dea ție. Tare mult își dorea să ți-l dea ție. Și sinceră să fiu, și noi ne-am dorit să fie aici, în casă, în ora noastră. De poate că tocmai inelul ăsta l-a luat pe Adrian. Dacă nu îl dădeam, poate că era aici, în viață.
Elisa, dacă Adrian ar fi aici, ce îi spune? Mă tem că nu e așa ușor. Viața nu iartă. Nu iartă, nu? Nici eu nu iert. Și dacă Adrian ar mai fi în viață și mi-a cere inelul, nu-i l-aș mai da. Ca să nu-l mai dea femeie greșită. Tanti Maria. Unde e Matei? E în mașină. Ah. Mergem, nu? Să rămână, tanti Maria. Mai adu-l pe Matei. O dată pe săptămână, dacă vrea și Petre. Mă bucur că spuneți asta. O să-l aduc. Cred că are ce să învețe în casa asta. Are. Și vino și tu. Ca să te avem în preajmă. O să vin. Să rămână. Eliza. Noi orbi suntem mai capricioși. Mami. Uite ce am făcut. Eu l-am făcut. Tu ai făcut-o? E o pasăre sau ce? Nu e o pasăre. E un planor. Vrem să facem unul pe bune. Serios? Ce tare! Da? Da, doamna Maria. Vino puțin, te rog. Hai să vedem dacă zboară. Nu. Hai, fugim mașina. Da, mam. Ce faci, dragul meu? De ce mai umbli încă bufata asta? Asta face Adrian, umbli după ea. Mamă, ne aude. Nu mă interesează dacă ne aude. Acum te-ai întors, Adrian. Spune-i asta fratelui tău, spune-i asta tatălui tău. Lasă-ne să ne bucurăm, Adrian. Hai, vin o casă. O să vin, mama. Nici mie nu-mi e ușor. Ai puțină răbdare, te rog. Nu mai am răbdare, am obosit. Ai puțină încredere în mine, te rog. Ce mai vrei tu de la femeia asta? Ce mai vrei? Să sufere. Revedere! Și stai ce e? Al tău? Da.